Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, în această seară vorbim despre proiectele Centrului Cultural Alexandru Marghiloman puse în scenă de coordonatorii cluburilor de acolo. În frunte, bineînțeles, cu doamna director Izbășoiu. Am promis eu de multe ori aici în studio că o voi convinge să vină să participe la una dintre emisiuni. Sper într-un final să și reușesc. Dumneavoastră își trimite însă oamenii care muncesc, care sunt alături de domnia sa în echipa pe care o conduce, iar acest lucru este într-adevăr de apreciat. Vorbeam înainte de pauza publicitară cu Alexandru Panfile și cu Adriana Stuparu despre aceste proiecte și vă promiteam că vom afla cine este Alexandru Panfile. Alex, o să te rog să le spui telespectatorilor noștri un pic din experiența ta și cam pe unde te-ai plimbat tu, de ți-ai ales toate ideile astea pentru Centrul Cultural. Da. Știu, e greu să vorbești despre tine, te-am avertizat, dar e o provocare în această seară. Da, deci sunt buzoian. Am făcut liceul teologic, seminarul nostru, unde am avut parte de niște profesori extraordinari, dar după care am făcut o tumbă magică, cum e calul fermecat, nu, al lui Harapalv. M-am dat de 3 ori peste cap și am dat la regie de teatru la un ATC. Am luat, cum să zic, destinul în mâini, am învățat, am băgat tare și am reușit să intru. Și a trebuit, iartă-mă că te întrerup și n-aș vrea să mă privească telespectatorii noștri altfel, dar după 5 ani în care nu de multe ori ți se dă posibilitatea să te exprimi cu tot ceea ce ești tu și ceea ce gândești, că de multe ori sunt lucruri pe care trebuie să le înveți și să le spui exact așa cum sunt la carte, iată că tu ai reușit să intri la una ATC da, și să îți prinzi practic colegii din urmă. Da. Da, și chiar am avut parte de foarte multe experiențe, dar am avut un mare noroc. Cred că mult timp am avut parte de experiențe bogate de... Uneori au venit poate la mine, alteori l-am căutat eu, bineînțeles, dar adică chiar din primul an de facultate am început să merg în vacanțe la castinguri, adică am încercat și partea de actorie. De altfel, pe teatru, am început aici la teatru la George Ciprian, acum, deci 12 ani, cred, cam așa, s-a făcut o piesă, Cocoșatul de la Notre Dame, unde am participat, acolo cu datorită domnului Ghimiș, care a regizat această piesă, cu mai mulți colegi, cu mai mulți prieteni, am creat această piesă și după care, ajungând la facultate, am căutat iarăși alte experiențe de actorie. Deci am încercat totdeauna să alternez un pic regia de teatru, care este formația mea de bază, și actoria. După care... Deci am terminat la un ATC cu un spectacol care în acel an a câștigat la Piatra Neamț premiul pentru cel mai bun spectacol pe țară, pe școlile de teatru. După care am ajuns la Strasburg, în Franța, unde din al doilea an am primit o bursă, am reușit să am această susținere și am studiat... practic un fel de critică de film. Eu încercând în acest timp, iarăși mi-am creat, cred că în al doilea an, am reușit cu alți oameni pe care am cunoscut acolo, mi-am creat o companie de teatru, la nivel, să zicem, amator, în sensul în care începutul totdeauna este de acest fel. Și acolo am încercat totdeauna, pe lângă studii, să și lucrez, să mă implic în proiecte, unele remunerate, altele nu, dar totdeauna ca să-mi îmbogățesc experiența. Da, și cum să zic, e greu, am stat 6 ani în Franța, deci acum încerc să sintetizez foarte multe și perioade, cum să zic, mai cu suișuri, cu coborâșuri, cu întorsături,
Deci am o licență și în critică de cinema. Eu am încercat, de exemplu, cu niște colegi de-ai mei de acolo și să facem câteva filmulețe YouTube. Știți că a început acum foarte mult. Am făcut și alte, să particip și alte turnaje mai serioase un pic. Am reușit și ca tehnician și ca actor sau pur și simplu figurant. Deci nu m-am dat la o parte de la nimic. Iar în ultima perioadă am lucrat într-un cartier de imigranți din Strasburg, unde rolul meu era să anim viața culturală a acelui cartier, care pune niște probleme, pentru că știm cu toții, sunt, e o situație mai dificilă, unde am reușit iarăși să fac, am făcut filmulețe cu și pentru copii, pentru copiii din cartier, iarăși mi s-a părut că i-a ajutat foarte mult. Chiar erau niște momente unde, văzându-se pe ecran, jucând un personaj, începea chiar o reflexie și uneori foarte benefică. Și în ultimul an de contract am una dintre învoielile noastre a fost să pun o scenă cu copiii de acolo. Nu se mai pusese, cred că, de 20 de ani ceva similar în cartier. Iarăși din așa, și am reușit în teatru din cartier de acolo. Am făcut o piesă foarte frumoasă cu acești copii. Iarăși a fost foarte bine primită, mai ales că există o situație mai uneori mai complexă acolo. Pentru mulți dintre părinți, teatrul, cum să zic, e ceva total străin. Deci am reușit și să mobilizăm 110 persoane. Poate nu sună impresionant, dar au venit de la direcția culturală a orașului, erau foarte mulțumiți pentru 110 persoane înseamnă cel puțin 110 povești. Foarte, foarte frumos. Și poveștile pe care acei oameni le duc în spate sunt uneori greu de imaginat, iar iată că tu ai reușit să duci teatrul la ei, dacă n-ai putut să-i duci pe ei la teatru. E ceva, iar cei care se pricep la lucrul ăsta știu că e un lucru absolut extraordinar. Ai hotărât să vii la Buzău, da, să te implici într-un astfel de proiect. Puteai să rămâi în Franța, puteai să rămâi efectiv pe o scenă, dar nu. Tu ai vrut să lucrezi în special, da, cu copiii, dar și cu adulții? Și cu adulții, adică iarăși, acum e pentru toate vârstele. Pur și simplu, bine, în timp ce lucram acolo la asociație, eu făceam parte și dintr-o companie de teatru în calitate de actor. Deci astea erau niște piese. De exemplu, ultima piesă în care am jucat, și s-ar putea, acum am sunat acum câteva săptămâni cineva, s-ar putea să fie un context să o putem rejuca într-un teatru acolo, dar să vedem și așa. Dar ultima piesă în care am jucat acolo se numește L'Opera Probabilă, Opera Probabilă. Vorbește despre un profesor de fizică din Strasburg, dar care în timpul ocupației naziste făcea parte din rețeaua de rezistență care trimitea mesaje și practic îmbină povestea lui personală, ce făcea în perioada aia, cu teoriile lui despre fizică, și uneori este realmente cu fizica cuantică, cu quark, cu asari, uneori intră niște, adică am văzut realmente spectatori care își frecau cheliile, ce vor, adică se înțelegea cel puțin partea umană, dar uneori se vorbea și despre realmente subiecte foarte complexe. Deci iată cât de departe ne poate duce teatrul. Da, asta e o mare putere a teatrului și tocmai cred că asta e și interesant, ne atrage acest lucru la teatru. Faptul da, că deschizi, prin toate sferele, da, deschizi o ușă și uneori poate n-ajungi în nu știu ce univers, dar uneori ajungi într-o lume pe care nici nu o imaginai poate, sau pe care ai imaginat-o când erai mic și de-abia acum o vezi după nu știu câți ani sau... Da. Așa este. Adriana, vreau să ne spui, pentru că tu ești de foarte multă vreme alături de echipa Centrului Cultural, mă gândeam la un spectacol mare, la o scenă mare, cu public mult. Să ne așteptăm, eu știu, până înainte de sfârșitul anului școlar, ca voi toți să vă dați mâna din nou, nu că ar fi prima dată, și să vă vadă buzoienii noștri undeva într-un spectacol mare?
Cam dificil înainte de sfârșitul anului școlar, pentru că este foarte mult de muncă pentru un asemenea spectacol și mă gândesc că ar trebui să avem totuși vacanța la dispoziție ca să putem pune în scenă un astfel de spectacol. Poate de Crăciun la anul o să avem parte de acest spectacol. Păi uite, pregătim cu două grupe, două piese de teatru, copiii tăi Hai să abia știi că noi așteaptă, ne abia așteaptă îmbinăm să fie pentru solicitați. că de curând am avut spectacolul de Mica Unire cu copiii mei, cei drept, dar Alex a reușit în câteva zile să pună Da, am așa în făcut o scenă o scenetă, scenetă, am da. îmbinat L-ați avut și pe cântecele. Cuza? Nu, am vorbit Nu. despre el. Sceneta era Moșu în roată și boierul. Cuza era doar amintit. Dar, bineînțeles că spiritul lui Era era acolo. acolo, da. Da, timpul a fost destul de scurt pentru că este foarte dificil să lucrezi cu copiii în funcție de programul pe care l-au la școală. Li se cer foarte multe și acolo și automat noi încercăm să nu le mai cerem atât de multe într-un timp atât de scurt. Și am zis să ne limităm de data aceasta la mici scenete. Am Dar pe înțeles. parcursul vacanței cu siguranță Da, nu-i da, lăsăm. Sunt convinsă, eu am experiența anului trecut când știu că dacă toată lumea era în vacanță, voi erați în plină activitate acolo. Am primit un mesaj frumos din partea familiei Mihai care spune așa: Felicitări, sunt fericită să privesc invitații dumneavoastră deosebiți care ne fac mare onoare și le mulțumim. Și noi vă mulțumim pentru cuvintele absolut deosebite pe care ni le transmiteți în fiecare seară și vorbeam înainte de pauza publicitară despre o idee pe care eu aș vrea să o văd pusă în practică aici la Buzău. Deja aveți două voluntare, mă refer la mine și la Adriana, pentru că am discutat în pauza publicitară. Îmi doresc foarte tare ca în centrul orașului la noi să văd ideea aceea pusă în practică a statuilor vii. Sunt convinsă că ar prinde extraordinar de bine la buzoieni. Știu că este foarte greu să păstreze aceeași poziție timp de, eu știu, câteva zeci de minute, dar cu un pic de exercițiu și cu multă voință și dorință, sunt convinsă că ar putea fi pusă în practică, iar pentru buzoieni ar fi un adevărat spectacol. E o provocare pe care o lansăm noi și ne alăturăm vouă și chiar mi-aș dori foarte mult să văd așa ceva, să vă văd așa cum ați obișnuit la porțile Crângului, pe platou la Dacia, în spatele blocurilor, pe blocuri, de ce nu, că am fost și pe Dacia, da? Îmi doresc să vă văd în aer liber, îmi doresc să vă văd cu cât mai mulți buzoieni alături de voi, așa cum am obișnuit. Sunt convinsă că urmarea demersurilor voastre, urmarea emisiunii din această seară, urmarea discuțiilor pe care le purtăm cu cei pe care îi cunoaștem, cunoaștem cu apropiații, buzoienii își vor îndrepta pașii în număr și mai mare către voi. Ați demonstrat că puteți, ați demonstrat că sunteți serioși și este mai mare păcatul să nu vină acolo, să nu venim către voi, mai ales că totul este absolut gratuit. Lucrurile se întâmplă, ați văzut, și funcție de un program școlar, și funcție de un program la serviciu, de ce nu? Poate sunt oameni care vor să se relaxeze efectiv după o zi stresantă de muncă. Și uite așa să creăm acolo la Centrul Cultural o mare familie, pe lângă familia voastră mare, da? Exact, și aș vrea să spunem că în seara asta suntem doi reprezentanți în fața voastră, dar suntem o echipă minunată, în frunte cu doamna directoare, e o energie foarte pozitivă și colegii noștri, sunt multe cluburi, oamenii pot să apeleze cu mare încredere, se fac lucruri foarte frumoase. Deci noi astăzi suntem doi, am vorbit un pic despre noi, Și despre despre ce? teatru mai mult pentru că e acum nou, dar avem mult mai multe cluburi și la fiecare se fac lucruri foarte, foarte frumoase. Da. Deci chiar există o bogăție acolo și oamenii să se intereseze, să vină, cred că o să fie plăcut surprinși, sigur. Eu sunt ferm convinsă, am tot promis că o să îmi iau cameramanul într-o zi să vin să filmez, eu știu, câte 15 minute la fiecare club, să putem prezenta așa, pe scurt, pe scurt, telespectatorilor ceea ce faceți voi acolo. Așa am mai reușit câte un pic să mai aducem aici în studioul Campus TV. Am adus-o pe Irina, l-am avut invitat Ștefan. pe Ștefan. Deci câte un pic așa am reușit
și da, aș vrea să vin și să prezint cam tot ce se întâmplă acolo, pentru că este absolut minunat ce faceți voi acolo. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Abia aștept să vă văd pe stradă, să vă văd în spectacole, să adunați buzoienii lângă voi și de ce nu vă aștept în continuare în studioul Campus TV. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi! Mulțumim. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem luni după amiază. Toate cele bune, o seară minunată și un weekend la fel de frumos. Toate cele bune!